Guvernul a decis că începând de astăzi, 11 august, din cauza pandemiei de coronavirus, starea de alertă să fie prelungită cu încă 30 de zile, mai exact până în data de 9 septembrie. Actul normativ privind prelungirea stării de alertă nu prevede restricții în plus față de cele existente și până în prezent, ceea ce înseamnă, printre altele, că purtarea măștii de protecție în spații închise rămâne obligatorie sau că numărul persoanelor care pot participa la diferite evenimente este în continuare limitat. Pe o perioadă de 30 de zile se prelungește starea de alertă. Nu sunt mari modificări în ceea ce privește condițiile care trebuie să le respecte cetățenii. Principalele lucruri care trebuie să fim conștiente de ele sunt purtarea măștii pe interior, tot ceea ce înseamnă distanțarea, tot ceea ce înseamnă igiena, în ceea ce privește evenimentele, tot ce este pe interior. Sunt cam aceleași condiții care au fost și până acum, dar foarte important este să conștientizăm și să monitorizăm în permanență condițiile care le-am precizat. România este în stare de alertă din 18 mai 2020, care poate fi prelungită de guvern pe maxim 30 de zile, legislația în vigoare neprecizând o limită de timp pentru care aceasta se aplică.